S-au finalizat lucrările de reamenajare, iar de mâine strandul mare de la Schela și are porțile deschise pentru severineni cu respectarea tuturor regulilor de protecție. Pe baza unui proiect european, în curând, strandul ar putea deveni chiar un aquapark modern. Începând de mâine, Parcul Mare de la Schela și are porțile deschise pentru publicul severinean, dar nu numai. În următoarea perioadă se pregătește un proiect pentru ca prin următorul exercițiu financiar al Uniunii Europene să se modernizeze întreaga bază de agrement de la Schela, dar și construirea unui aquapark modern. Programul de funcționare va fi de luni până vineri între orele 8.30-20 seara, iar vineri și sâmbătă între orele 8 și 20.30 seara. Tariful va fi de 5 lei, în timp ce pensionarii au intrare gratuită pe baza cuponului de pensie de luni până joi. De asemenea, copiii sub 10 ani vor beneficia de intrare gratuită.